Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Discutăm astăzi despre apărarea țării și problemele sociale, pentru că e inevitabil în ultima perioadă, iată, se adâncesc protestele legate de faptul că statul nu este capabil să rezolve promisiunile pe care le-a făcut, în special de când s-a constituit această coaliție, vis-a-vis de majorarea pensiilor, a salariilor, dublarea alocațiilor și, mă rog, alte aspecte care țin de un nivel de trai decent. Însă, la apărarea țării mă refer foarte strict la aspecte ce țin de modalitatea atribuțiilor instituțiilor statului în acest domeniu. S-a discutat foarte mult despre faptul că președintele a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării destul de târziu, în condițiile în care, știți bine, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că este oricând în măsură să trimită în România trupe franceze care, practic, să ajute în situația în care, Doamne ferește, intervine un eventual conflict în Ucraina. Însă, președintele României, potrivit Constituției, fiindcă au fost discuții legate de aprobarea sau nu prealabilă a Parlamentului vis-a-vis de aprobarea unor astfel de măsuri în privința staționării pe teritoriul statului român a trupelor străine. Președintele României, potrivit Constituției, și aici mă refer la articolul 92, este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate, iar dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în termen de cel mult 5 zile de la declararea mobilizării generale sau parțiale. Ce este foarte important de reținut aici, că numai în cazuri excepționale, această decizia președintelui de a declara mobilizarea totală sau parțială se transmite ulterior Parlamentului. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, președintele ia măsuri pentru respingerea acestora și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, se convoacă de drept în cel mult 24 de ore de la declararea stării de război. Pe de altă parte, în cazul acestor măsuri, pe perioada mobilizării sau a stării de război, Parlamentul funcționează în totalitatea sa și în totalitatea atribuțiilor pe care acesta le are, iar mandatul acestora se prelungește de drept, dacă evident se întâmplă să înceteze mandatul, până la încetarea acestor stări. Un singur lucru vreau să mai adaug vis-a-vis de intrarea trupelor străine pe teritoriul statului român. Dacă ne referim la forțele armate, așa cum ele consacrate, cum sunt ele consacrate în articolul 118, și aici mă refer la aliniatul 1 și la aliniatul 5, armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței, integrității și unității teritoriale a statului român, iar la aliniatul 5, bineînțeles, dacă vorbim de structura sistemului național pentru apărare, pregătirea populației, acestea se stabilesc prin lege organică. Însă la aliniatul 5 spune foarte clar, pe teritoriul statului român pot intra, rămâne, desfășura acțiuni militare sau trece trupe străine în condițiile tratatelor internaționale și a legii organice. Aici ne referim la tratatul privind Alianța Nord-Atlantică. Privitor la
proteste în acest moment, pentru că statul, am spus, este incapabil să asigure în cei 32 de ani, n-a reușit până acum un nivel de trai decent. O să vă spună și invitații mei din această seară, însă totuși explic ce spune articolul 47 din Constituție. Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență socială în unitățile sanitare de stat, la alte forme de asistență socială publice sau private, evident în condițiile legii organice. Despre aceste subiecte discutăm în această seară cu invitații mei speciali, și anume domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Bună seara, domnule Dogaru, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnul Maxim Rodrigo, pe care este președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. Bună seara, domnule Maxim Gabriel Rodrigo. Vicepreședinte al Confederației Meridian, calitate în care ne-a apărat tuturor drepturile pe 18 ianuarie la guvern. Perfect, să ne explice ce s-a întâmplat acolo. Nu... Da, da, da. Și domnul Cătălin Iordache, analist politic. De asemenea, dacă intenționați să intrați cu noi prin telefon, rog, decât întrebare strictă legată de subiectul pe care îl dezbatem. Domnule Mircea Dogaru, încep cu dumneavoastră, însă înainte de a începe vreau totuși să scot în evidență faptul că a apărut al patrulea număr în Spania, român din Andalusia, prin, pot să spun, grija deosebită și activitatea, evident, a domnului Mircea Florescu, pe care îl salut și îl apreciez în mod deosebit. Gianni Florescu, veți vedea că sunt articole extrem de importante. Domnul Mircea Dogaru chiar este tot timpul prezent în acest iar prin articole în care scoate în evidență identitatea, unitatea și aspecte ce țin de suveranitatea statului român. Este vorba de domnul Dan Puric, domnul Mircea Chelaru și, mă rog, alte personalități ale vieții sociale, economice, istorice din România. Felicitări și la mai multe ediții, domnule Gianni Florescu. Gianni Florescu a fost membru, este membru al Consiliului Național al Societății Civile, ca și noi, da, și al UZPR. Și a trebuit să plece în Spania sau aiurea, când n-am mai avut din ce trăi, pentru că la noi locurile de muncă se reduc cu un entuziasm înspăimântător, indiferent ce culoare are guvernul. Aș vrea să, la înspăimântătoarea dumneavoastră citare din Constituție, să intervin din punctul de vedere al istoriei. Perfect. Deci, ori iei declarațiile corifeilor de astăzi de la Bruxelles, ori pale lui Goebbelsul, ori pale lui Metternich, poți să te duci până la căderea Romei, cuvintele sunt aceleași, ideea de nouă ordine, de cineva care să gestioneze planeta Pământ este aceeași. S-a mers pe un individ de drept divin, ori papa, ori împăratul, după aia s-a mers, noi istoricii militari am hotărât că primul război mondial a fost ăla de 30 de ani, 1618-1648, când a apărut și un rudiment al ONU, în fine, pe un echilibru al puterilor și, în final, în secolul al XIX-lea s-a încercat puterea bipolară pe planeta Pământ. Prin tratativele din 1807-1810, țarul Alexandru I și Napoleon, s-a terminat tot într-un război general, pentru că Napoleon a hotărât să rămână el singur după ce Europa fusese îngenunchiată și a atacat Rusia. La fel s-au petrecut lucrurile cu Hitler și Stalin, pactul Ribbentrop-Molotov, când Hitler și-a atacat aliatul care nu credea că va fi atacat. Și în fine, din 1944, după un studiu de 5 ani, Departamentul de Stat american a bătut palma cu prezidiul Sovietului Suprem la 3 martie 1944 și s-a instituit la nivel statal puterea bipolară. Cum vreți să-i spuneți? Rusia, Statele Unite sau Statele Unite, Rusia? Împotriva acestei puteri bipolare a apărut ideea europeană, păi ideea că toți împreună, egali, vom putea face față celor doi monștri în mileniul care vine, adică mileniul 3. Între timp, ideea europeană a fost înmormântată odată cu rejectarea Constituției și ne-am trezit cu un monstru care îl putem numi Euro-Germania. Actualmente, în fază de finală de sucombare. Din punctul de vedere al dreptului internațional și a ceea ce ni se întâmplă și așa mai departe, la ora actuală văd o înspăimântătoare diversiune pusă la cale de zi și analiști politici pe la toate televiziunile, nu numai pe ideea vaccinare egal imunizare, ceea ce e o tâmpenie în care nu mai cred nici pisicile,
pentru că în continuare teleaștii asta spun, ci și pe ideea că ne amenință pe noi ca stat membru NATO nu știu ce război. Și că vin 500 de francezi și încă 300 de americani și o și să... Nepți. Nu se știe ce o să facă. Da, și nepți și așa mai departe. În niciun caz Rusia nu va ataca vreodată vreun stat membru NATO ca să se trezească în conflict cu... Părerea mea ca istoric este că s-au înțeles cum s-au înțeles de obicei până acum, din 44 până astăzi. Iar în ceea ce privește Ucraina, îmi pare rău ca istoric, am scris-o după 90 încoace, pentru că atunci am avut acces la documente. Noi avem o Românie în nord, în Ucraina, din punct de vedere teritorial, și încă o Românie în est, lăsând la o parte zisa Basarabie, din care n-a prea mai rămas nimic în zisa Republica Moldova. Din 45.630 de kilometri pătrați, mai sunt vreo 27.000 Republica Moldova, plus 4.200 din Transnistria românesc. Deci avem înrăsărit teritoriul de la margine, țara de la margine a Moldovei, între Nipru și Bug, pe care rușii au furat un concurs german la 12 septembrie 1740 într-un congres internațional la Istanbul. Avem după aia Transnistria românescă, 69.000 de kilometri pătrați între Bug și Nistru, furată în 1791 în timpul Revoluției franceze, când germanii au trebuit să se oprească pentru că aveau probleme mari cu francezii în Occident. Și în fine, așa zisa Basarabie, nume inventat de țarul Alexandru I la tratative, extins de la zona litorală Dunării Maritime, sub Bugeac, până la Hotin, inițial între Siret și Nistru, apoi între Prut și Nistru, pentru că au protestat francezii că e cam mare teritoriul ăsta de care ei n-au auzit. Pe lângă asta mai avem țara bolohovenilor sau volohovenilor, a românilor răsăriteni, așa zisa Volânie, luată de râștot la 1791, așa. Iar în nord avem întreaga Transcarpatie cu 4-5 în Maramureșul istoric, cu Cuhea, moșia lui Bogdan, cel care este considerat întemeitorul Moldovei, cu mănăstirea de la Peri, unde limba română și așa mai departe. Ivano-Franchiscu, din care provine familia de origine românească îndepărtată a lui Putin, au făcut demonstrația istoricii și literației de la Chișinău. Și, în fine, regiunea Cernăuți, plus țara Guralilor, adică celor care au fost slavizați ca români și vorbesc poloneza, va se vedea Papa Ioan Paul al II-lea, Pocuția, Galiția, o bună parte din Podolia. În aceste teritorii românii sunt supuși unei sălbatice deznaționalizări, li s-au luat toate drepturile. Pactul Ribbentrop-Molotov pomenea următoarele denumiri: Rusia Sovietică, România, Bucovina, Basarabia, dar nu făcea nicio pomenire despre Ucraina. Ucraina sau la margine a fost numele luat de serviciile de spionaj german-austro-ungare după 1871, când revendicau 5 milioane de kilometri pătrați de la ruși în perspectiva primului război mondial, fără să știe ce înseamnă exact la margine. Au plătit la greu hashtag rezistul, adică tineretul de atunci, că ei nu sunt ruteni, că sunt ucraineni, da, adică la mărgine. Vă întreb câteva secunde, avem un telefon. Rapid. Păi deja, da. Lăsați-ne să ducem ideile până la capăt. Imediat. Bună seara! Alo? Da! Bună seara, domnul Titi. Nu vă auzim. Da. Continuăm și lăsați telefonele ca să puteți să... Că oamenii sunt... E o istorie pe care oamenii nu o cunosc. Punct. Vă rog. Așa. Și au inventat națiunea la margineană. Majoritatea conducătorilor lor vorbesc românește în familie. Sau polonă sau lituaniană. Pentru că au învățat rusa după ureche țăranii respectiv români, polonezi, lituanieni sau chiar unguri. Și așa a apărut un dialect care este cum e grajdanca în Basarabia. Asta este din punct de vedere istoric. În altă ordine de idei, de ce sunt obligați să lucreze mână-mână americanii ca la nivel statal cu rușii? Pentru că a apărut împotriva lor ceea ce numim noi comunismul și noastră globalismul. Comunism n-a existat niciodată, nicăieri în lume, nici în Rusia. Acolo s-a proclamat victoria definitivă a socialismului, pe care Marx l-a criticat ca fiind o rânduire în afara timpului și a spațiului, cu schimbări la o generație, mă rog. Ceea ce visa Marx se întâmplă astăzi. Comunismul va apare pe cale pașnică cândva în viitor în cea mai dezvoltată țară capitalistă recte Statele Unite. Așa, prin concentrarea la vârf a capitalilor care excesc statul, care devine advers și trebuie să dispară. De-aia trebuie să dispară Ceoslovacia, Iugoslavia, conglomeratul rus, de-aia s-a încercat să dispară Marea Britanie cu Scoția, Spania
cu Catalonia mai recent, Italia de două ori cu Veneția și Padania înainte și așa mai departe. Deci, să-și continue până nu știm... Intrăm absolut năuci, pentru că niciodată n-am fost lăsat să predăm istoria reală în școli și având o imagine falsă, concluzia pe care o tragem este falsă. Profit de faptul că pot să dau o replică, sigur, pentru că la televiziune celelalte nu sunt lăsat niciodată. Deci, cei care încearcă să ne împiedice să ieșim în stradă, au ieșit la atac pentru o emisiune la care am participat într-o seară la un post de stat de televiziune, Pro-Pfizer, ca să zic așa, în care am explicat că nu Dogaru a decis chestia asta, ci un raportor ONU, vă rog să rețineți să notați, Beatec, Viatec și Manska. Și Manska e numele de familie, raportor ONU. 2010, 9 februarie. Raportul a fost publicat de toate ziarele din Israel la vremea respectivă. A fost preluat de Rador, care este o agenție serioasă, nu de asta de propagandă în doi peri. Așa, și trimis președintelui și tuturor ministerilor respective, inclusiv Ministerul Apărării. Ce spunea Cucoana atunci în 2010? Raportea secretarului general că nu înțelege de ce fac scandal rușii, ministrul de externe și generalii, că Rusia, citez exact aici, Rusia și nimeni altcineva a cerut Statelor Unite să nu amplaseze scutul antirachetă în Cehia și în Bulgaria, ci în Polonia și în România. Ceea ce Statele Unite, după ce au rezistat un timp de, s-au conformat. Deci aceasta este realitatea. Dincolo sunt basme. Ni se bagă sperietoarea COVID-ului, ni se bagă sperietoarea războiului, ca să nu vedem cum ni se fură ultimele active ale statului și, resurse, da, și suntem aruncați într-o prăpastie fără fund din care nu vom ieși nici ca popor, nici ca stat. Este motivul pentru care noi ieșim organizat în stradă mâine. Ies cei care au obținut aprobarea. O să discutăm foarte mult. Doar o precizare. Da. Sunt polițiști, ca să știe, iar noi ca sindicat îi sprijinim, noi la rândul nostru fiind sprijiniți de celelalte forțe din Consiliul Național al Societății Civile. La un moment dat, când vom discuta, vom spune și care sunt din punctul nostru de vedere obiectivele, solicitările pe care le-am transmis deja miniștrilor de resort, ca să știe, traducându-le pe înțelesul tuturor, ca să vadă lumea că nu ne batem pentru pensii, cum spun de 12 ani domnii Teleaști, ci pentru supraviețuirea acestei țări și a generației actuale în România ca țară, ca stat. Pentru care au murit milioane de români degeaba. Corect. Domnul Munteanu, rapid, întrebarea. Domnul Munteanu din Galați, vă ascultăm. Da, domnul Tiziu, bună seara. N-am vrut să întrerup invitatul că nu este... Da, dar nu vă auzim în platou, nu știu de ce. Da, acum vă aud. Deci până o să ajung eu la dumneavoastră în platou... Se cheamă Boică, se trece. Noi nu vă auzim aici. Două secunde. Acum am auzit? Bun. Vă au numai un cască. Mergem mai departe acum. Și e clar că suntem blocați cu telefoanele, nu mai luăm că pierdem timpul. Să-i dăm cuvântul și domnului Marcie Rodrigo, ca să... Eu zic că ar trebui să discutăm de problemele reale pe care le avem. Două secunde. Pornind de la ultima declarație a ministrului Apărării, pe care au început să-l înjure toți, Vasile Dâncu, da, care a spus foarte clar acum două zile, războiul nostru este cu facturile, nu cu Putin. Exact. Cu facturile. Da. Trebuie să discutăm de această problemă care ne afectează pe toți românii, pe toți consumatorii din România. Știți că s-a înființat Comitetul Interministerial în domeniul energiei, care trebuie să găsească soluții pentru ce urmează să facem după data de 31.03.2022. Trebuie avută în vedere situația actuală la nivel național a facturilor de energie și gaze. Trebuie stabilit un pachet de măsuri începând cu 1 aprilie 2022. Avem faptul că crește prețul energiei pentru că avem capacități de producție energie electrică insuficiente, pentru că ne-am distrus Valea Jiului, pentru că ne distrugem tot ce este românesc. Pentru că noi puteam să producem tot în România și nu trebuia să ducem prin burse. Domnul Claudiu, câte mine au deschis germanii de data recentă? 4 termocentrale. Da, acum vă auzim. Da, domnul Munteanu. Întrebarea. Domnul Titi, bună seara, domnul Titi. Vă ascultăm. Nu vreau să mă abat de la subiect, dar doar două rânduri. Vreau neapărat că știți problema mea de la Galați, trebuie să ajung în platou cu cazul de la emigrări. Am înțeles. L-am dezbătut, dar o lăsăm acum. Da, păi nu are legătură cu subiectul din astă seară. Am înțeles. Lăsați numărul în regie și dacă aveți o întrebare pentru domnul Dogaru, domnul Maxi Rodrigo sau domnul Cătălin Iordache, da. Dacă pentru, nu, cu altă ocazie. Nu vă supărați. Pentru domnul, da? Pentru domnul Dogaru l-aș întreba, noi care am trecut în rezervă de la Jandarmeria Constanța cu gradii sergent,
ar fi posibil să ne ia ăștia, dacă se întâmplă ceva sau nu știu. A, să vă mobilizeze. Teoretic și propagandistic orice este posibil. Practic, unde sunt unitățile? Desfințate de mâna mafiei imobiliare. Unde sunt depozitele? Goale, toate. Unde să vă ia? O singură chestiune, ca să înțeleagă toată lumea. Legea, nu mai există telefoane pe tema asta. Nu mai, ca să, legea, da. Legea aia de care toată lumea vorbește, dar pe care nimeni n-a citit-o, 395/2005, spune următorul lucru. Deci este în titlu. Este lege privind nu desființarea stagiului militar obligatoriu, ci suspendarea pe timp de pace a stagiului militar obligatoriu și trecerea la stagiul militar pe bază de voluntariat. Au trecut 17 ani din 2005. Ce stagiu militar pe bază de voluntariat? Legea există. S-a înființat. Să presupunem că atacă Putin. În două secunde, stagiul militar devine obligatoriu. Ce fac tinerii care sunt în Honolulu, sunt în Brazilia sau în Tonga? Că habar n-au, că la 14 ani trebuiau să-și ia buletinul și la 18 să-și valorize. Să fie prima dată în istoria lumii când se răspunde se va purta pe TikTok. Pe TikTok, da. Bineînțeles, corect, da. Deci, odată, stagiul militar nu e desființat în România, obligatoriu, e doar suspendat la pace. Doi, nu mai avem nimic pentru a putea face față unei mobilizări generale. Acum, în disperare, că 466 de militari voluntari, că stai să vezi. Uite, prietenul meu, Pricina, a avut o idee bună. Mă, oameni buni, dacă tot, două secunde, dacă tot băgați propaganda asta, că înainte de 89, ăștia care făceau 6 luni în special după aia, vă ducea la porumb și vai ce nasol era în armată, că l-au învățat pe domnul președinte Iohannis să-și coase nasturii. Nasol de tot. Mă, dar de ce nu apelați la leaturile din 90 până în 2006? Că ăștia au fost educați în spirit NATO, integrare. Au și apucat 2 ani de integrare. Care mai sunt liberi? Care mai sunt liberi? Ia luați-i pe ăștia și băgați-i... Domnul Doga, au făcut armată, măcar știu să țină pușca mână. Aș răspunde și telespectatorului. Vă rog. Eu cred că timpul necesar pentru a vă chema la încorporare nu va fi suficient. Va fi războiul de 45 de minute. Nu o să dureze mai mult de 45 de minute dacă s-ar... Dacă s-ar, să sperăm că nu s-a ajunge. Și atunci nu vă faceți nicio problemă, că nu o să apucați nici mobilizare, nici recrutare, nimic. Se va întâmpla mult mai repede, dacă o fi se întâmple, dar vă asigur, cel puțin eu așa cred, că niciodată Rusia nu și-a dorit un stat în disoluție în România, aici, la granițele rușilor. Și eu cred că întotdeauna acțiunile americane au fost dictate de la Moscova. Și invers. Acțiunile rusești de la Washington. Perfect. Și așa că eu zic să stea toată țara liniștită. Niciodată rușii nu au vrut să intre aici, nu vor să intre aici. Le convine perfect. Așa ne vor uniți doar săraci. Da, sigur că le-aș mai aduce aminte. 2008, în 2008 a fost summitul NATO la București. Da. A venit și Putin cu Russia One, nu știu dacă așa se cheamă, avionului. Păi ideea, dacă nu puneți problema Ucrainei, vin. Dacă o puneți, nu vin. Așa. Și a venit cu Bush alături, a spus Junior următorul lucru. Și din momentul ăla nu m-a mai înjurat niciun isteric. Ce caută ăsta cu România până la Nipru? Nu-i obrești, Ștefan cel Mare a avut țara până acolo. De la 1455 avem atestate, documente. A spus-o clar, Putin la București. Ucraina este o construcție artificială făcută de teritorii rusești, partea de sărit, și teritorii luate de la țările vecine, Polonia, Lituania, România. În situația în care marile trusturi nu înțeleg că se bagă pe Burisma, pe gazul, așa, noi ne tragem înapoi teritoriile rusești. Fiindcă a fost o împărțire administrativă făcută pe vremea lui Brejnev, care era de acolo și voia să bage și ce n-a mai rămas din Moldova și cea mai jumate din Ardeal, adică cam tot ce putea. Eu cred că trebuie să revenim la războiul din România. N-au înțeles ai noștri, l-a luat pe Buș la brațetă, s-a dus în vizită în Crimea și a mai spus odată la Soci pentru Teleaști care este povestea. Deci să nu ne băgăm peste istorie dacă nu cunoaștem despre ce este vorba. Să privim realitățile. În acest context nu era normal ca noi, stat membru NATO, să negociem. Să ne negociem măcar drepturile românilor, care sunt cu teritoriile lor cu tot în afara granițelor noastre. Nu teritoriile le vrem. Dreptul acelor români să trăiască în continuare respectați ca români. Școală și... Nu ar fi mai ferest să ne gândim la drepturile românilor din România, în primul rând. Dacă nu se gândesc la drepturile noastre, cum s-ar gândi vreodată la drepturile românilor din Basarabia? Păi stați puțin că acum urmează de ce ieșim noi în stradă. Paie. Asta este acum ideea. Păi cum să ne gândim noi la drepturile românilor din afară care au fost gândite? Minoritățile naționale nu au dreptul să învețe în țara la bucată și angru. Tu spui asta? Eu zic că
trebuie să revenim la războiul adevărat care se duce în România cu facturile. Ăsta este un război care falimentează economia, falimentează firmele. Totul. Practic, și armata, și unitățile militare, și grădinițele, și școlile, și spitalele. Și tot. Curioză că cineva a calculat câte societăți românești încasează banii aceștia de transport. Vă spun acum, deci începem să discutăm. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Rodin. Situația reală care e și mai mult de atâta face românii cei tineri să plece din țară pentru că salariile lor sunt mult mai mici decât prețul facturilor. Să dacă găsesc de lucru. 1.900.000 de salariați sunt la salariu minim brut pe economie, care după statistici arată că nu acoperă decât jumătate din coșul minim. Deci, dacă stăm să ne gândim, nu ajunge practic nici pentru coșul minim, dar minte pentru facturi, în condițiile în care acestea sunt ajung să fie mult mai mari, de câteva ori mai mari decât salariul pe care le-au acești tineri. Deci este clar că ei vor fi nevoiți să plece din România, iar bătrânii care vor rămâne în România vor fi practic obligați să nu mai aibă bani de medicamente și, și nici bani de mâncare. Deci este o situație foarte critică, motiv pentru care prim-ministrul României, prin decizia pe care a dat-o și a apărut-o monitorul oficial numărul 70 din 21 ianuarie 2022, a convocat și a înființat Comitetul Interministerial în domeniul energiei, care a avut prima întâlnire pe 31 ianuarie 2022 la Palatul Victoria și care a avut pe ordinea de zi situația actuală la nivelul național a facturilor de energie, adică și gaze greșite și gaze greșite, informare din partea Ministerului Energiei, 2. Propunere pachet de măsuri începând cu 1 aprilie, 3. Propunere pachet de măsuri pentru sprijinirea marilor consumatori, 4. Propunere de regulament de organizare și funcționare a Comitetului Interministerial în domeniul energiei, transmiterea eventualelor modificări până la ședința următoare. Asta. Ca să înțelegeți... Scuze-mă, asta putea să o facă Gigi de la sculărie. Da. Primul ministru care e general trebuia să spune domeniul strategic. Da, industria energetică. Să umble la cauze. Da, cine dracu a dat drumul la liberalizare? Da. Aici să fie judecat, să plătească, să-l văd în pușcărie. La articolul 3 al regulamentului zice că la ședințele comitetului participă, ca să înțelegem foarte clar cine, în calitate de invitați permanenți, reprezentanții Consiliului Concurenței, Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, societății operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale OPCOM ESA, Bursei Române de Mărfuri ESA, precum și reprezentanții producătorilor, transportatorilor și ai furnizorilor de energie, ai confederațiilor patronale și sindicale, ai structurilor asociative și ai mediului academic. Bineînțeles, comitetul are în componență reprezentant cancelaria primului ministru, reprezentant secretarul general al guvernului, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor, reprezentant la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Scuze, acest domn nu era în țară când s-a liberalizat prețul energiei? Aici este problema. Deci ca să vă explic, nu, dar cum se chema la această primă întâlnire? Scuze, în afară de sindicate. Da. La discuția asta trebuie să participe două structuri: Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și DNA-ul. Da. Atât. Restul mai facem o comisie largă cât Calea Victoriei. Așa, ca să ne îmbrobodească pe noi până în aprilie, mai că vine vara. Că furnizorii plângeau că sunt foarte mult pe pierderi. Să dispară. Deci la această întâlnire am rămas deci toți și furnizorii și producătorii, bineînțeles și consumatorii. Care furnizori? Îmi plătesc apa românească francezilor? Corect, îmi plătesc corect, gazul nemților? Pentru că ducem totul prin bursă. Și francezilor? Și dacă ducem prin bursă, ținând cont că producția marea, deci producția de energie electrică în majoritate este produsă de operatori, de producători care sunt, au acționar unic statul român, ar trebui să fie mult mai ușor și să înțelegem. N-ar trebui să iasă pe bursă. Ar trebui să mergem pe preț reglementat, pentru că și în Franța a revenit la prețul reglementat. Dar noi suntem cobai, suntem țara experimentelor. Noi, dacă la fraierii de români merge... Hop și la aia. Ne distrugem capacitățile de producție, pentru că puteam să aveam întreaga capacitate de producție românească. Din servilism, exces de zeci și incompetența clasei politice. Așa cum spuneați dumneavoastră, nemții au deschis patru termocentrale. Să le închidem pe toate. Valea Jiului. De ce? Pentru că am fi avut totul produs de români. Înțeleg că nemții cumpără cărbunul din Ucraina. Carbon.
Da, cumpără din Ucraina. Că nu puteam să-l vindem noi. Da. Noi nu avem mine. Pe vremea aia mulhulită, în funcție de cum era, era secetă, nu era apă, se mergea pe termocentrale, pe nucleare electrică. Era apă multă. Se făcea în compensație, nu erau separate, mergeau în tandem. Consumul mare de energie, în afară de prețul plătit de utilizator, este în instituțiile publice, care se descarcă tot în spatele nostru. Și aici nimeni nu înțelege că la consumul casnic se adaugă consumul instituțiilor publice, care este uluitor, și banii sunt suportați tot de noi. Adăugați la prețul facturilor, păi sigur că dacă le plătim... Corect, dar știți din ce cauză, casă? Nu? Iar gogorița asta cu compensarea, iarăși mi se pare o gogoriță uluitoare ca să fure bani, e furt, pe cum să compensez eu ceva ce e al meu și banii în plus să încaseze o societate străină pentru care eu să compensez din banii tot ai noștri. Adică e furtul pe față. Deci, din punctul ne duc cu preșul până în vară, când nu o să mai folosești gazul decât la gătit. Din punctul de vedere al Confederației Naționale Meridian, da? Vă spunem clar că trebuia revenit la prețul reglementat, nu, da, asta la o piață controlată, pentru că v-am spus și Franța a revenit la piață controlată și noi puteam. Există legislație în România care ne permite lucrul acesta și tocmai cred că aceasta ar fi soluția cea mai bună pentru România, pentru că s-a constatat practic că românii sunt proprietari. Ați văzut că ne-am vândut pământuri peste tot și tot felul de acum lucruri. Acum vor să ne vindem apartamentele. N-aveam cum să-i scoatem din casă pe acum români. Acum vor să vindem apartamentele, exact, că așa vor olandezii, nu, că nu mai vindem, nu mai avem bani de întreținere. Ne-am contul datoriilor. Că rămânem la facturile astea în imposibilitatea de a le plăti și o să ne scoată din case prin executări și rămânem toți și fără case și pe drumuri. De asta vă spuneam și românii de asta ieșim noi în stradă mâine. Și ce vor mai avea de făcut? Ieșim asta în este stradă, situația critică. E ok, împotriva cui? Împotriva cui? Noi ieșim împotriva cuiva. Că împotriva prostiei, incompetenței și fuduriei prostului degeaba ești. Ieșim pentru. Pentru ca toată lumea să înțeleagă care sunt soluțiile, care sunt obiectivele. Pentru că este un fenomen european, trebuie să reținem. Evident, e un fenomen național. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acum? În Belgia cu 20 de ani, de exemplu. De ce v-am întâlnit împotriva cui? Împotriva poporului român. Deci, să nu uităm că s-a aprobat acum prin hotărâre de guvern să aducem un contingent de străini de 100.000 de străini, practic, nu? Da, nu, și ne tot aducem străini în locul românilor pe care îi forțăm să iasă din case, să plece în afară, pentru că dacă jumătate din salariații acestei țări, aproape jumătate, sunt la salariu minim brut pe economie și acest salariu nu permite, nu permite nici măcar să-și asigure jumătate din coșul minim, atunci este clar că dacă mai veni și cu facturi mult mai mare decât salariul pe care îl are un om, efectiv... Deci, în concluzie, liberalizarea nejustificată a prețurilor la energie în domeniul strategic este un act de înaltă trădare. Și trădătorii trebuie să plătească. Este executarea poporului român, desfințarea națiunii române și a statului român. COVID-19, în care era o problemă sanitară... Nu ne interesează compensările, ne interesează vinovații să fie trași la răspundere. Ce mai rău că s-a făcut cu discernământ și cu intenție. Păi bineînțeles. Adică a fost și la rău intenționat. O să discutăm imediat după pauză, o să vă explic la începutul părții a doua cum e cu trădarea, ce presupune articolul 394 cod penal. Până atunci să domnul Iordache, vă rog. Da, asta vă spun. E un subiect pe care domnul Dogaru și mulți alții îl aduc în atenție să fără să intre sub stradul problemei, dacă putem dovedi. Și aici domnul Dogaru și domnul Marci, dacă putem demonstra trădarea. Da, trădarea, da. Disciplinarea economică, o să discutăm imediat. Ca să explic, cui putem dovedi? În momentul în care a apărut declarația, în anul centenarului, declarația de la Cluj, cu 11 români, 11 unguri, unul mixt, cu să se permită că nu așa va fi pace să măslim crearea de autonomii pe criterii etnice în România, în momentul ăla Sindicatul Cadrelor Militare a făcut adresă către, pe baza Constituției, cerând intervenție, împreună, da. Așa, adresă, eram trei formațiuni sindicale și cu spitalele CFR. Adresă către DNA, către DICO, către... Știți ce răspuns am primit de la structurile în cauză? Păi zice, crima încă nu s-a comis. Păi ce așteptați, bă, să dispară România ca să interveniți? Adică fapta nu există. Fapta nu există, încă nu s-a comis, nu. Încă nu s-a comis. Da, am înțeles. Da, domnul Iordache, vă rog. Da. Cred că e foarte ușor să demonstrezi că atunci când ajungi cu prețul energiei să devii inoperabil ca stat, că omori 80% din antreprenorii din țară,
că lumea trebuie să își, și-ați văzut ce erori au fost. Și din populație 90%. Populație, 6 milioane de euro factură de curent la bătrâna aceea și multe alte facturi aberante. Sunt lucruri care nu pot fi explicate decât și ușor de probat și rea intenție și greșesc natura plus, penală a acestui fapt a trădării. Cum? Greșesc numai în plus, niciodată minus. Niciodată nu se greșește minus. Da. Da, cred că nu trebuie să demonstrezi nimic, să ne spui, domnule... Că e atât de vizibil că nu se mai poate. Este la vedere. Este... Este distrugerea pas cu pas a statului român. Un act intenționat de trădare. Și nu știu dacă 40% din populație vor reuși să supraviețuiască acestor măriri. Hai să le spunem așa, măriri, nu-s măriri. E bătaie de joc la adresa acestei nații. Nu se crească prețul de 10 ori. Au primit notificare acasă că în perioada următoare la gaze va crește prețul până la 10 ori. După ce ai avut 2 ani de zile, ai suspendat creșterile salariale prin ordonanță de urgență dată de Crăciun sau de anul nou. Și la pensii le-ai dat inflația chipurile punct de pensie. Și acolo n-ai dat-o la toată lumea la fel. Adică l-ai dat la bieții magistrați cât cuprinde 10%, dar la militar numai 2,6%. Deci se va distruge mobilitatea în România. Deci odată când ne scoate din case, în al doilea rând, de exemplu, CFR Călători și toți operatorii de transport proviar de călători. CFR-ul. Deci, în condițiile în care cresc foarte mult prețurile la energie electrică, la motorină, la gaze, efectiv va trebui să-și anuleze trenurile de călători. Pentru că biletele nu crește mai mult, cu atât. De deci, biletele nu vor putea acoperi aceste creșteri cu prețul la bilete și ele n-au mai crescut de 8 ani de zile. Pentru tocmai ca poporul român să aibă un transport social. De când vă spunem noi că v-au jumulit, v-au luat banii, v-au desfințat CFR Barăboi și acum vine rândul. Da, exact, a lucrat pe caiet. Același director. Acum îi mută pe toți de la marfă la CFR Călători, pentru că aproape au distrus marfa și vor să distrugă și CFR Călători. Care este cel mai ieftin transport? Ce se întâmplă? Marfa. Din interior nu mai avem și nu se mai angajează personal, e criză mare de mecanici de locomotivă și de șef de tren, conductori, revizori tehnici de vagoane, ce se mai angajează decât de la CFR Marfă, care e aproape distrusă. Așa au făcut cu flota. Știi unde s-au dus piloții, specialiști, navigatorii noștri pe dure? În Ucraina. Și au fost folosiți acolo când s-a făcut bustruie. În SRI. Deci, problema e că pe lângă lipsa de trenuri noi care trebuiau achiziționate prin fonduri europene, că au existat asta cu lipsa să schimbe trenurile vechi cu trenuri noi, acum avem și lipsa de salariați de specialiștilor. Și a mai venit și această criză a energiei cu care au crescut prețurile, care n-ai cum să ai un buget de venituri și cheltuieli, cum zice cum spune directivele europene și regulamentul european. Operatorii de transport feroviar de călători trebuie să aibă un profit de 3-5% și se acoperă prin compensație. Dar pentru că guvernele României de-a lungul timpului nu au dat compensația reală lui CFR Călători și au dat ați avut profit de 10%. Cum se întâmplă și acum, că uitați, deci dacă au crescut toate prețurile astea și bugetul de venituri și cheltuieli când s-a aprobat compensația, nu au luat ați avut profit de 1000%, dar nu toți, numai unul singur, domnul Drulă. În 8 luni de zile și-a crescut averea de 10 ori, nu? Păi dacă s-a orientat. Nu, asta e problema. Spre ambasada Germaniei, când îl huideam noi, cu cine a fugit? Cu ambasadorul Germaniei, nu? Era acolo ambasadorul Germaniei. Dar zici că aici n-a contribuit la guvernul și până la noapte și la fel, crescuse prețul la ciocane și așa. Dar problema a fost că vine din toate direcțiile și această creștere a prețurilor practic le anulează și trenurile. Pentru că devin toate trenurile nerentabile și atunci românul va fi forțat scos din case. Unii, tineretul plecat în afară, bătrânii, fără medicamente, fără mâncare, că n-au posibilitatea să existe, nu mai au nici posibilitatea să meargă cu trenul, care era transportul social, nici cu alt mijloc de transport, pentru că nu-și permite să meargă cu mașina mică la prețul motorinei. Săranii omorâți că n-au voie să găzească cu lemn, că n-au voie să-și crească porcul în curte și așa mai departe. Stau la bloc, ce să fac? Trebuie să plătesc apă caldă,
care nu vine apă caldă. Până vine apă caldă, consum nu știu cât apă rece. Bucureștiul cu cea mai rece apă caldă la robinet. Este frig în casă. Trebuie să merg cu aerul condiționat. Pe urmă îmi spune, stai puțin că pe plafonare ai decât atâta voie să consumi, că restul îți plătești, că înseamnă că ai nevoi speciale tu. N-avem niciun fel de nevoi speciale. Dacă stăm în frig, ce facem? Că suntem în pandemia COVID-19. Vin și îți dau o compensație de 10 lei. Păi da. Dacă noi fugărim ca pe aia din Ottawa, nu facem compensația nimic. Compensația nu ne-o dau nouă. Compensația este pentru societățile. Exact. Corect, pentru producători, furnizori. Care iau și de la noi și de la stat. Compensația adică tot de la noi, nu de la stat. Statul suntem noi. Nu. Și din taxele tot de la noi, tot de la noi, da. Indirect. Deci, practic nu fac altceva decât o mică escrocherie să două, transfere banii din buget, din banii noștri. Este o manipulare a pieței. E practic o păcăleală. Domnule, din banii voștri de la taxe plătesc diferența pentru că eu vreau ca cea societate, oricare ar fi, te transport să încasez acești bani. Ce îmi spuneți dumneavoastră ca să concluzionăm? Este că România este un stat în disoluție care nu are niciun fel de autoritate care poate reglementa altceva. Deci eu vă spun că am toată speranța. De cei care ar fi trebuit să am toată speranța că prin comitetul acesta interministerial la care suntem invitați și noi sindicatele și suntem invitați permanent, vom aduce totul la cunoștință. Vom face pe credeți că vom face pe domnul ministru, că le spunem noi. Deci eu cred că și acum s-a început cu furnizorii. Furnizorii au intoxicat prim-ministru și pe toată lumea, dar trebuie să vorbim și noi, organizațiile Meridian. Sindicale. Da. Adu-ți aminte de anul trecut, când au dat ordonanța aia ticăloasă pe 30 decembrie, așa, de înghețarea salariilor și pensiilor. Nu făcurăm noi scandal din partea Confederației? Numai Meridian a făcut scandal. Da. Să se modifice acolo, să... Direct la monitor oficial au trebuit să. Comitetele își spun părerea și ei fac ce știu. De la această am fost la prima întâlnire. S-a adăugat la fiecare nume și salariul pe care îl primește. Și o să vă constatați că dacă primești peste 10.000 de euro salariul lunar și majoritatea de acolo au salariul între 5 și 20.000 de euro. Între cei care merg acolo. Între cei care participă la acea adunare, foarte greu o să înțeleagă unul care are 20.000 de euro salariul ce face pensia. Pe asta vreau să explic furnizorii și producătorii. Dar numai că nu înțelege. Nu aveau cum interesat. Să ne înțeleagă pe noi. Da, ne spuneau că există o directivă europeană și restul și trebuie să... Consultativă. Nu, orientativă. Tot ce e consultativ e obligatoriu. Numai că n-au luat în seamă că există și legislație în România care permite, așa cum spuneam, să trecem la o producție controlată, la un preț controlat. Dar deci, de ce de fiecare dată în țara asta trebuie să ajungem la fundul gropii? Ca pentru, să înțelegem că pentru ca să vă explic, dacă tu operatorilor de transport feroviar de călători le spui că n-au voie să aibă profit decât 3-5% și dacă au peste asta le-a statul român, așa trebuia să se facă și în cazul lor. Și cu multinaționalele. Să le dau o cotă de profit cât de 3-5-10%. Există directiva europeană. Există și Uniunea Europeană. 30% de profit, da. Să le iei multinaționale, cât se ia la noi? Că bă, nici măcar nu le taxăm. Deci asta ar fi o altă soluție, fiindcă furnizorii furnizorii sunt tot niște operatori cum dar noi așa le suntem țara în care ambasadorul unui stat își permite să tragă de urechi un înalt funcționar român pentru că i-a închis niște magazine unde se plimbau șobolanii pentru rafturi și nimeni nu protestează. Păi vreau să spun că în mod normal ca președinte a României îl chemai pe ăla la vedere, îi dădeai un șut în fund, îl declarai persoana da, aici obiata, mai e, și terminai problema. Atitudine. Da, care mai e? Există, Ministerul Afacerilor Externe, există. Da, ăștia care au convenție care au fixat granița pe geamandură pentru platforma marina României. Nu ai voie să te amesteci în treburile interne ale altui stat. Spune clar în acea convenție. Și avem mai drept diplomatic. Numai că la noi nu se aplică. Aiurescu cel care a declarat că o să aibă repercursiuni pentru același care declara că o să aibă repercursiuni. Deci noi ca cetățeni români l-a chemat odată pe ambasadorul Rusiei când a avut Rusia o atitudine legată de familia regală. Acum vreun an sau doi. Care e familia regală? Nu știu, bă, asta a fost în ăla a fost fiul colegului Manu și bugăzii legale. N-a fost rege niciodată. Fetele lui nu sunt prințese. Am făcut emisiune pe tema asta, am documentele, putem discuta oricând. Că vrea baba nu știu care a făcut nu știu ce pensiun, mai a stat așa Mihai, terminați cu prostiile astea. Deci noi ca istoria reală și în Federației Sindicale Naționale. Constituțiile române spun altceva.
ne întrebăm, cele mari ne întrebăm da. Cum de au crescut prețurile la facturi, la curent electric, la energie, păi de ce vă prețul motorinei, nu? Ne întrebăm cum a crescut dintr-o dată, pentru că tot așa s-au produs până acum, tot așa au dus mai departe, au transportat mai departe furnizorii energiei. Fiindcă n-au vrut să accepte soluțiile propuse de noi de 2 ani. Da, exact. Desfințați subsidiile pentru partide, că au trecut 32 de ani. De ce trebuie să lucrăm prin bursă? Se luptă pentru noi, nu le mai dați bani partidelor, să trăiască de cotizații ca și sindicatele. Da, exact, desfințați puzderia de ONG-uri, de utilitate publică, unde se duc diversi pe funcții sinecure de să sugă banii și atunci să vedeți cum să fie. De ce vă întrebați lucrul? Nu, de ce trebuie să ducem în bursă ceva care este al nostru și care știm că practic chinuie românii sau îi distrug definitiv, distrug firmele, distrug cetățenii români. Putea cel mult să zică, domne, avem insuficiente capacități de producție. Ok, diferența aia de la 90% care înseamnă producție în România până la 100% mergem cu ea prin bursă ca să o cumpărați. Da. Dar nu tot ce producem noi și trebuia să dăm drumul la ce avem la Iernut, altă capacitate de producție. Suntem conduși de 3 categorii de politicieni. Astfel încât să tindem să avem producția de 100%. Să vedem ce facem cu Valea Jiului, că așa acolo se poate înființa o altă companie. Și așa putem... Întrebați toate aceste lucruri într-o țară în care o fraudă de 700 de milioane de euro. La Microsoft vorbesc. A rămas dovedită, fără niciun condamnat? Despre asta vă întrebați? În țara în care băncile străine care ne belesc primesc ajutoare de la... În țara în care un general al armatei române este prins că fraudează 180.000 de euro, nu îi se iau banii. Este condamnat cu suspendare. Domnul colonel a spus ceva. Deci, astea băncile au fost date prin o hotărâre de instanță că sunt datoare la statul român. Da, o hotărâre de instanță definitivă și irevocabilă. După care statul român a venit și la... A venit guvernul și s-a șters undeva ca decizia decât de nu se poate așa ceva. În timp ce pe ea ierți și îți omori proprii cetățeni. Este neînțelegerea istoriei. Domnii liberali care zic liberali astăzi, nu știu, bă, dictonul era prin noi înșine, nu pentru noi înșine. Ei au înțeles greșit. Nu era dictator liberal. Asta a vrut să... Nu era prin PDL. Avem trei categorii de politicieni. Trădători, care sunt și hoți, incompetenți. Dovedește instanța, da. Și una și alta. Da. Din păcate, cum se ridică unul? Că în toate partidele sunt oameni normali la cap. Imediat strică fiața și îi pus deoparte. Da, exact. Așa este. Da. Așa este. Ai dreptate. Domnul Iordache, vă rog, și apoi domnul Rodrigo. Da, eu mai cred un lucru. Cred că, nereușind perfect povestea cu criza asta pandemică, urmează o nouă încercare de năucire a Europei sau de păstrarea terorii în această parte a lumii prin această criză indusă energetică, așa cum a spus și domnul Dogaru. Este o criză indusă, ea nu există. Este... Interese economice, probabil. Asta, și este asta de competența CSAT-ului și a președintelui. Perfect. Și asta probabil are în vedere o reașezare a sferei de influență în... Nu, domnule. Nu? Are în vedere desfințarea noastră ca popor și ca țară, deci... și ca stat, pentru că suntem mult prea bogați, dăruiți de Dumnezeu și prea proști să ne gospodărim singuri. Avem nevoie totdeauna să vină unul de afară să ne facă nu știu ce. Și când constatăm că ăla ne fură și că e competent ca Fritz sau cum e Clotild, e cam târziu. Și deja mai prins cu șobolanul în sac. Vă reamintesc că și Herodot le spunea: tracii cel mai mare popor, ar putea conduce lumea, singura problemă, că nu pot sta. Apropo de asta, să le dau un pic de gânditelor care merg pe ideea lăsată de Moscova în vremea de să mai zic la da. Tracii au foarte multe nume după locul în care locuiesc. Și înșiră Herodot peste 100 de nume. Românii au foarte multe nume după locul în care locuiesc. Deci n-a existat un popor daci erau tracii din Banat și țara Hațegului. Deci, în rest suntem traci sau strămoși, nu știu, ostraci de la Cracovia până la Săruna sau Tesalonicii de astăzi și de la Nipru Don până la Balaton, care e nume trac. Deci vreau să spun că facturile la energie și la gaz sunt peste puterea de suportabilitate a românilor și
trebuie să găsim neapărat soluții, să folosim PNRR-ul pentru ceea păi ce trebuie. Soluția pentru, este, clasa politică este peste puterea creșterea capacităților de producție a energiei electrice și nu pentru alte prostii, deci pentru creșterea, nu, dar trebuie folosit pentru creșterea capacităților de producție. O chestie, PNRR-ul a fost analizat de juriștii noștri, acum două luni, și am trimis tuturor partidelor. Băi, sunt greșeli, alea pot fi negociate, trebuie îndepărtate. Și am dat una la bună vedere. Bagi, pensiile nu pot depăși 9,4% de aici PIB. E problema. Ce caută militarii, pensiile militare care nu provin de acolo? Altfel vor mai scos pe noi și mai ai un pic de... Nu numai firme în faliment și foarte, foarte mulți pentru șomeni. Pentru civile. Să da. Reținem. Și oameni care îi zgonim din România. Și numai contingente de străini aduse în România. Da. Pauză și revenim. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe Capital TV.
Am revenit în platou Capital TV, dragi telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică. Discutăm astăzi despre apărarea țării și protecția socială. Alături de invitații mei special, domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domnul Maxim Gabriel Rodrigo, președintele Federației Sindicatului Transportatorilor Feroviari din România și vicepreședinte al Confederației Meridian, și domnul Cătălin Iordache, analist politic și antreprenor. Rămăsesem dator înainte de pauză cu ceea ce presupune infracțiunea de trădare. Ea este consacrată în articolul 394 Cod Penal, fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină în scopul de a suprima sau știrbi unitatea, independența, suveranitatea și indivizibilitatea statului român prin provocare de război contra țării sau ajutarea unei puteri străine, subminare economică, politică sau de altă natură, bineînțeles militară, aservire față de o putere sau de organizație străină. Asta presupune în mare parte trădarea. Asta i-am spus domnului colonel Dogaru. Dacă în momentul de față România este aservită, asta e clar, și dacă este subminare economică, aservire față de organizație politică sau din punct de vedere economic, însă, pentru că mulți telespectatori ne-au adresat mesaje și ca să nu introducem prin telefon, fiindcă timpul este extrem de prețios, mai avem circa 48 de minute, întreba cineva concret ce face mâine Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, Federația Sindicatului Transportatorilor Feroviari, și dacă mâine veți picheta și Ministerul Energiei și așa mai departe, sau ar exista, culmea, o anumită complicitate cu aceștia. În spiritul adevărului istoric, vă rog. Sindicatul Național al Politicilor și Personalului Contractual, domnul comisar șef Vasile Zelca, și-a arondat, dacă vreți, dreptul de pichetare a Pieței Victoriei până în 28 februarie inclusiv, în același timp a Ministerului de Finanțe și a Parlamentului, și i s-a aprobat un marș de la Piața Victoriei la Parlament. Deci mâine vom fi alături de polițiști, pentru că avem cu ei parteneriat, și cu noi au cei din CNSC și penitenciare, da? Și cu ei avem încă din 2010, sigur, cu domnul Ștefan Tăroc, de exemplu. Da. Așa. În acest context, să spunem că sunt comune revendicările, dar se referă nu numai la sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, întrucât noi reprezentăm și Consiliul Național al Societății Civile. Eu am pus aici prima, pentru că eu sunt ca niște copii mici militari. Odată ce au trecut în rezervă, devin anarhiști. Cred toate prostiile, pentru că nu pot să-și imagineze că ăla care ar trebui să aibă grijă de ei, ăla îi trădează, adică șeful, îl mare. Așa. Încep cu a doua revendicare. Aplicarea în integralitatea sa a legii 153/2017 în forma promulgată. Este legea salarizării. Deci, domnilor, de această lege a salarizării se leagă pensiile. S-a spus foarte clar, în momentul în care legea salarizării se va aplica integral, asta dată de Olguța în 2017, care a provocat un dezastru în sistemul nostru, peste 20.000 au trecut de rezervă. Da, așa. Se va trece și la rezolvarea problemei pensiilor, militare și civile. Numai că cu 2 ani a apărut Orban și a spus niciodată 153 nu se va aplica integral. Și cu legile salarizării. Deci să dă o legea salarizării ca să sindicatele să stea cu minți, de exemplu 284/2010, și nu se aplică niciodată. Decât atunci când o pot folosi ca să lovească în noi. A fost folosită de Băsescu atunci, pentru 6 luni de zile, când s-au sistat acordarea ajutorilor salariare la când te dau afară în șomaj sau când ieși la pensie. Din momentul ăla, s-a tot perpetuat neplata ajutorilor salariale până ziua de astăzi, în mod ilegal de către Teodoru și pe trei ani de zile, invocând o lege abrogată de 1 an și 7 luni, 284. S-a dat legea salarizării, care nu s-a aplicat decât preferențial aici colo. Polițiștii ies în stradă pentru că nu li se aplică, pentru că coeficientul de salarizare este pentru ăștia vechi și se reflectă și la pensii la valoarea lui 2009 și noi suntem în 2022.
Deci este primul punct care privește pe toată lumea, inclusiv civilii toți, că nici la voi nu se aplică. Nici la noi nu se aplică legea 195 pe 2010. Ai legea statut, nici alea nu se aplică, da, nici da, la noi. Stai că ajungem și, ajungem și acolo, se dă cuvântul și domnului. Și la legile statut. Vă rog. Așa. Aplicarea în integralitatea sa în forma promulgată a legii 223 pe 2015 și abrogarea amendamentului aduse ulterior prin nouă UG-uri. Deci a fost o lege a pensiilor militare de stat la care s-a lucrat 4 ani de către toată lumea, pe care Ponta a fentat-o și a băgat-o cu aplicare, a fost promulgată în iulie de președinte 2015, a băgat-o cu aplicare de la 1 ianuarie 2016, ca să se înțeleagă, poate înțeleg și domnii de la Curtea Constituțională, cu data de 1 ianuarie 2016, noi, foștii rezerviști deveniți pomanagii ai statului, recăpătam statutul de rezervist. Deci trebuia să ne aliniem toți la nivelul de salarizare din 2016 pe 1 ianuarie. Ca să nu ni se întâmple asta, a apărut imediat ordonanța 57, făcută la Ministerul Apărării Naționale, strecurată lui Cioloș, care habar n-a avut că într-o ordonanță privind salarizarea bugetarilor este o întreagă ordonanță ca articol privind, în 30 de articole privind pensiile militare. Și de atunci ne tot luptăm ca legea, așa cum a fost promulgată, să fie aplicată. Altfel nu avem nicio șansă, pentru că orice lege prevede pentru viitor. Aia prevedea da. Pentru viitor. Cu 1 ianuarie 2016 deveneam, sau redeveneam, militari în rezervă. Deci, indiferent ce lege se dă acum, nu ne mai atinge pe noi. Îi nenorocește pe aia care vor ieși de aici înainte. Aplicarea în integralitatea sa în forma promulgată a legii 127 pe 2019 a pensiilor civile. La fel, se dă legea și după care câți ani trec? 3, 4, 5. Formula este când oamenii încep să turbeze, pentru că mor între timp și nu văd aplicarea legii, se dă altă lege. Deci asta este îngropată și se dă alta. Adică în practică nu se întâmplă nimic. Totul este joc de glezne. Amendarea legii 168 pe 2021 care a băgat discriminarea și între veteranii de război. Veteranii sunt numai ăia care au murit sau luptat sub steag NATO cărând nu știu ce în afară. Nu și ăia care au murit în interior tot sub steag NATO. Sau au apărat același ideal sub comandă NATO în interior. Deci până și aici s-a băgat discriminarea. Stabilirea conform legii a unui VRS unic pentru toate categoriile de salariați actualmente discriminate față de judecători. Valoarea sectorială. Deci la noi, la militari, este 197,3 lei. La judecători s-a făcut 605. Adică nu numai că le-au crescut pensiile monstruos cu 10%, în timp ce la noi s-a băgat doar 2,6% la militari, singurii discriminați de altfel, așa, dar le-au crescut și salariile. Coeficientul de bază a crescut la 605, deci salariile le-au crescut nu cu 25-30%, proporțional, pentru că cresc toate elementele și ca atare cresc și pensiile. I-au cumpărat, cu alte cuvinte, și au făcut complici. Unii dintre ei, care știu că nu poate dura mizeria, au început și sunt 10 care cer trecerea la pensie acum dintre magistrați. Că știu că mai devreme sau mai târziu... Așa. Scoaterea rezerviștilor și militarilor în retragere din sfera de competență a Ministerului Muncii, Finanțelor Publice și a Comisiilor de Muncă Parlamentare, deoarece nu au avut contractul de muncă normată, ci de prestarea activității la ordin, au avut contribuții inclusiv la pensii, îndebunesc când au voi n-ați contribuit. Nu e adevărat, am contribuit mai mult ca voi. Direct la bugetul de stat, nenominalizat. Au fost și sublătiți din cota rezervată conform tratatului de aderare la NATO, apărării. Deci, noi n-am avut contracte de muncă normată la 8 ore. Cu ce trece peste 8 ore, ești plătit în plus. Contract de prestare activității la ordin conform Constituției, care interzice folosirea expresiei muncă forțată. Exact. Și nu contează că ordinul era idiot, trebuia să-l execuți. 24 din 24 de plătit au plătit o singură dată, nu pentru 24 de ore, ci pentru 8 ore. Orice contribuție am dat, orice a produs armata, de la ziare la bombe, s-a dus direct la bugetul de stat, până vânzare. Inclusiv tot ceea ce ni s-a luat nou, pentru sănătate, pentru tot ce vreți, ca și la civil. Modificarea prin amendamente a prevederilor legilor 153-2017, 127-2019, deci a salarizării și a pensiilor civile, în sensul recunoașterii prin salarizare și calculul pensiei obligațiilor, riscurilor și privațiunilor civililor angajați în structurile militare. Păi avem civili care sunt distruși fizic, ăștia din industria de apărare, sunt verzi la față sau mov, că au lucrat cu ce au lucrat, cu ce substanță au lucrat. În toate structurile militare există civili care în caz de alarmă
sunt chemați ca și militarii, lucrează în aceleași condiții, dar sunt plătiți de te doare capul când vezi ce salarii au. Ca orice purtător de hârtie până orice birou din Ministerul Agriculturii, să spunem. Când obligațiile lor sunt militare. În afară de grad funcție militară, să li se reconsidere și salarizarea și pensiile. Renegocierea PNRR, am spus chestiunea asta, cu scoterea pensiilor militare de stat definite drept ocupațională din procentul prevăzut de 9,4% de PIB. Dacă ne-ai scos pe noi, mai e acolo o posibilitate să crești pensiile civile. N-avem ce căuta acolo. Nu suntem plătiți din același coș. Nebunii ăștia care își bat joc de noi pe la televiziuni, ce ar vrea să ne arunce iară călare pe Casa Națională că noi am contribuit la bugetul de stat? Cred că ar trebui o precizare. Câți militari mai sunt în rezervă la ora actuală? Sub 50.000? Nu. Sau cum? Vorbim de întreg sistemul. De întreg sistemul. Sistemul național de apărare. Ies câte 20.000 în ultimii ani. Da? Că, cum bagă ăștia ordonanță, cum ies în prostie, vă spun imediat și de ce ies, nu că ar vrei să iasă. Așa? Dar mor în același timp cam tot atâția. Deci mortalitatea la rezerviști care sunt năuciți de bătaia de joc la care sunt supuși este de 600 pe lună de 11 ani. Fără COVID. Că acum a murit ăla, a făcut atac cerebral sau de acolo să pune COVID, aia e altă trăznaie. Dar asta e mortalitatea. Deci în jur de 144 de mii suntem în permanență, deși au ieșit încă patâția. Deci nu este un număr atât de mare pentru care s-ar acorda pensia. N-aveam nicio legătură cu bugetul de stat. Deci am mai arătat și am documentele la mine. Da. Suntem plătiți din interior din acei 2,38 era inițial prin tratatul de aderare. Ar fi trebuit, dar n-au fost niciodată plătiți. Politica miniștrilor apărării, indiferent de culoare, chiar și dacă e cachi, este să scape de noi ca banii ăia de pensii militare să ne arunce fără bani pe Casa Națională de Pensii, unde n-avem ce căuta, că noi am contribuit în interior sistem, ca de banii ăia să mai cumpere niște epave, ca să-și păstreze funcțiile politice. Aici e toată vrăjeală. Revizuirea ordonanței de urgență 130/2021 în sensul acordării sporului de 10% tuturor pensionarilor civili și militari și neimpunerea la plata CSS, am zis noi, a rezerviștilor și militarilor în retragere, indiferent de anul trecerii în rezervă, apropo ăștia de retragere. Care e cel mai mare obedient al aplicării acestor dispoziții în momentul de față? Direcțiile Generale Financiare și Juridice ale Ministerului Apărării Naționale. Să le spunem foarte clar. Așa, indiferent de statut, sau asigură, pentru că noi avem toți gratuitatea actului medical. Păi la ce mă impui mă la CSS când până, apropo de ce vrea să introducă domnul Rodrigo, statut. Noi avem legile statut. Avem în sistemul nostru, ca și ceferiștii, care au spitale pentru bolile ocupaționale, a doua armată a țării, policlinici, le avem și noi, cât au mai rămas. Da. Unde fără bani nu mai intri la ora actuală, că sunt șmecherii aia cu pălării foarte mari, așa, care au bani și pe tine te ține la poartă. Da. La ce mă impui, mă, când eu am gratuitate în interior până lege organică? Bașca faptul că niciun pensionar, fie civil, fie militar, n-ar trebui să fie impus la CSS, întrucât pensia lui provine din venit impozitat, inclusiv pentru sănătate. Deci este un fur calificat, ordonanța asta 130. Abrogarea legislației liberalizării prețurilor la energie, reținerea, anchetarea și deferirea inițiatorilor justiției pentru înaltă trădare. Asta este ce cerem noi în stradă, Sindicatul Cadrelor Militare și Aliații. Bine, de în altă trădare, ce spune 398 cod penal, trebuie să fie președintele României sau un membru al CSAT. Atât. 398 cod penal. Păi, dar mă scuz, păștele de la cap să-mi pute. Păi, de acord. Cine a pus guvernul meu, cine a dat ordonanțele privind și legea privind liberalizarea, păi cine au întrebat, cine a făcut PNRR-ul? Presupune săvârșirea unuia din faptele de la 394 la 398, adică trădare. Păi când, trădarea până ajutarea când aduci poporul în imposibilitate de a trăi, prin transmitere de informații de ales, secrete de când stat, are de ales că nu moare de COVID, are de ales dacă moare de fric, dacă moare de foame sau să sinucide. Că n-are cu ce plăti, că își dă foc. Au început deja să apară cazuri. Și atrag atenția că primul care așa a dat foc a fost în 2011 locotenent colonelul Petre Morjan de la noi, de la sindicat, care și-a turnat benzină în față la Cotroceni, a fost stins de jandarmi și toate televiziunile, după ce au dat o oră, știe, au tăcut brusc din ordin,
pentru că era moves să spui că un locotenent colonel și-a dat foc, că avea o pensie monstruoasă de vreo 6700 de lei, scuzați, 600 de lei, așa și mai departe. L-am întrebat pe bietul om că a scăpat, e vai mama lui că nu și-a revenit fizic și zice, domnule, ce, da, cu câțiva ani, ce eu să mulțumim, zice, am lucrat ca subinginer în Cipru la electrificare și ce am primit de la aia, în echivalentul nostru, în euro, 29 de milioane. Cu aia 7 de la armată mi-a revenit. Deci astea sunt pensiile monstruoase la armată, întrucât la noi, de la 2750 media, este ridicată la peste 3900 de către pensiile magistraților, care sunt pe lege civilă, legea 303 pe 2004. Magistrații care sunt cumpărați de la Băsescu încoace, prin salarizare și răsalarizare, pentru a fi complici, pentru ca noi să pierdem orice proces îl intentăm. Readuc aminte tuturor celor prezenți în fața televizoarelor că așteptăm de aproape 3 ani de zile să ni se stabilească data înfățișării de către înalta curte, pentru că am dat în judecată toți ministrii apărării naționale și ministrul muncii, pe doamna Olguța Vasilescu. Iar acum, dacă toți suntem aici, pentru 130, pentru discriminare și pentru bătaia de joc asta care se întâmplă acum cu așa, noi am înaintat deja plângerile. Acum am acționat în justiție următoarele persoane. Primul ministru al României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale în calitate de ordonator de credite. E foarte important să-i spune și asta de ce. Deci omul n-are nicio vină. Sau ca de obicei... Nicolae Bode, domnul ministru de interne. E foarte important. Spuneți, vă rog. Domnul Helvic, șeful Serviciului Român de Dezinformații, așa? De informații. Doar de informații, mă scuzați. Directorul Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informații, directorul Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne, directorul Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Apărării Naționale. Asta este ceea ce putem face noi, ca sindicat, că de ăștia ținem. Sugerăm celorlalte sindicate să facă la fel cu respectivii miniștri de care țin. Pentru că, indiferent de culoare, chiar nu vedeți că de 6 ani de zile la televizor apar aceleași moace cu aceleași texte și aceleași vrăjeli cu o nouă formulă de calcul, stați să vedeți să nu știu ce, și bieții pensionari mor pe capete așteptând o dreptate care nu mai vine? Oare de ce? Oare de ce s-au băgat anul trecut 240 de milioane de euro în televiziuni? Pe post de sprijin anti-Covid. Că dacă încerci să ridici o problemă reală, în termen real la o televiziune mare de maximă audiență, apare breaking news imediat, că nu știu care accident a avut loc pe... Da, și practic de mare interes. Distrage atenția de la toate problemele. Evident. Deci suntem țară ocupată. Îl contrazic pe domnul Ilie Șerbănescu, nu suntem colonie. O colonie are un statut foarte clar, are o metropolă, are și drepturi. La noi e no man's land. Atâția stăpâni avem că bieții, uitați-vă la ei la televizor, au buzele tocite de câte funduri trebuie să pupe. Că nici nu mai știu. Ambasadorul Olandei, ambasadorul Franței, ambasadorul Germaniei, ambasadorul Statelor Unite. Apropo de ambasador. Două secunde, domnul colonel Lea Goie vrea să adreseze o întrebare. Bună seara! Domnul colonel Lea Goie, vă ascultăm. Vă salut, domnilor! Din Curtea de Argeș, vă rog. Domnul Sultan. Bună seara, vă ascultăm. Sunt auzit? Da! Sunteți în direct! Vă salut pe dumneavoastră, cei prezenți și pe toți telespectatorii dumneavoastră. Vă salutăm și noi. Doresc să rectificați greșeala care ați făcut-o când ați citat articolul 47. M-auziți? Da, care e acela? Ați spus foarte clar, aliniatul 2 din articolul 47 e foarte clar. Zice că cetățenii au dreptul la pensii. Da. La pensie. Nu mai trec peste tot și alte forme de asigurări sociale, domnul publice sau private, da. Dumneavoastră ați spus asistență socială. Asigurările prevăzute prin lege, e clară treaba, a zis de lege organică. Da. Domnul Sultan, asigurările sociale sunt reglementate în momentul de față de legea 263 pe 2010, adică legea pensiilor. Și legea 127 în continuare. Am înțeles. Vă rog frumos să rectificați și cu rugămintea de a prezenta telespectatorilor articolul 1 din legea 223 pe 2015 și chiar și
articolul 1 din legea 164/2001, care zice că dreptul la pensii și asigurări sociale pentru militari sunt garantate de stat și se exercită în condițiile legii 223 și 263, asigurările sociale. Deci pensia militară de stat reprezintă suma între pensia pentru pensia de serviciu pentru activitatea depusă conform legii 223 și pensia pentru limită de vârstă în sistemul propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public. Am domnul Dogan, domnul nu Dogan. Trebuie decât să ceară Ministerului Apărării Naționale să pună în aplicare legea și să asigure la toți pensia contributivă, ca să nu mai repet cea pensia pentru limită de vârstă în sistemul propriu și pensia de serviciu pentru activitatea depusă. Două secunde, aici domnul Dogan, să vă răspundă, da? Aceasta... Rămâneți în telefon. Vă rog. Deci noi am aflat ce salarii brute avem în 1990, pe legea 32 din 1 aprilie 1990. Pentru prima dată ne-a venit brutul și netul, că până atunci la toată lumea venea cât scrie atâta luai salariu. Și am constatat că 64% erau rețineri din brut. După care a dispărut chestia asta. A fost perioada în care statul, știind că va, mă rog, puterea de atunci, domnul premier de atunci, știind că va distruge industria, a aruncat pe angajator chestiunea salarizării. Adică, cu ocazia aia, noi ne-au transformat pentru prima dată netul în brut. A doua oară ne-au transformat netul în brut după 2001. Militarii au avut contribuții în permanență, dar în propriul sistem. Numai că la noi tot ce s-a câștigat în armată, de la vânzare de armament, ziare, cărți, la contribuțiile noastre, s-au dus direct neprecizat la bugetul de stat. Punct. Au mai făcut o măgărie, de-aia am avertizat pensionarii civili. Dom'le, ne-au luat și pensia privată, suplimentară, adică din ce duceam eu acasă, mi s-a oprit 5% sau 5,2%, ca pensie suplimentară privată, pe care trebuia să o primesc în proporție de 16%, în momentul în care aveam pensia militară de stat atâta și partea privată atâta. E, în 2001, pensia privată, noi n-am știut, ni s-a băgat drept contribuții individuale la bugetul de stat. Au vrut să o revendicăm ca sine. Nu, păi ce trebuia 30 de zile. Păi de unde era să știu în 2001 ce fac ăștia? Pe spinarea mea. Am reușit pe legea 223 să o reobținem. Această contribuție o plătesc militarii și polițiști în continuare. Ca o contribuție la buget de stat, fond pensii militare de stat. A venit doamna Olguța cu ordonanța celebră, așa 59, și iar i-a desfințat statutul și acum este iarăși contribuție individuală la bugetul de stat. Deci rezultă că noi, ca ăștia marea mută, noi nu mai suntem muți, că suntem în rezervă și retragere, ăia în activitate, susțin, pentru că așa au ei chef guvernul, indiferent de culoare, cu 5,2% în fiecare lună din salariul lor pe care trebuie să-l ducă acasă, ca așa vor ei, dar habar n-au, că nu-i întrebă nimeni de sănătate. Da, domnul Neagoie. Deci pe chestia asta s-a extins, cum am spus, și da, la civili. Le spunem de ani de zile, nu visați, că se duce pilonul 2 cum s-a dus la noi. O să fiți, sunteți obligați, e o contribuție voluntară, dar obligatorie, pentru pensie privată, ca să spun așa, și o să vă vedeți banii cum i-am văzut și noi, într-un final. O singură chestie, asta o tot arăt și am trimis-o la toți parlamentarii ca să priceapă, pensiile militare nu sunt aici. Sunt pensiile civile, eu nu le spun din domeniul public, pentru că nu există decât două categorii de pensii, publice și private. Și noi suntem tot în sistemul public, dar pe altă lege, ca și magistrații, ca și grefierii, ca și piloții, taromului și alte categorii. Astea sunt pensii. Astea mult mai multe, 3.300.000, nu sunt pensii, ci indemnizații de merit. De ce le bagă la un loc? Ca să tâmpească lumea de cap. Și vorbesc în continuare, spun minciuna. 5 milioane de pensii vor fi recalculate. Cum să recalculez, bre, o chestie dată din burtă, stabilită 804 lei sau 1000 de lei mai nou? Ce recalculez la aia? Că e o pomană dată de stat, n-are nicio legătură cu pensia. A apărut legea pensiilor civile, care, spre deosebire de aia militară, nu definește pensia și pensionarul.
Păi pensia o obții în baza unuia sau mai multor contracte de muncă, integral sau parțial îndeplinite, în absența, sau de activitate, de prestare activității în cazul nostru, în absența acestor contracte nu e pensie, e indemnizație de merit ca la parlamentari sau pomană socială. Ce să mai ilugim? De ce mi le faci pe toate astea la nivelul... Și spui, nu avem bani de pensii. Nu, domnule, pensii sunt vreo 2.200.000 în România. Nu mai multe. Restul sunt ajutoare sociale sau indemnizații de merit. Tratează-le ca atare separat. Păi, o singură explicație există. Vor să transfere, și Curtea Constituțională a pus botul deja, să transfere juridic poziția acestor ajutoare sociale asupra pensiilor. Adică nu-ți dau cât trebuie să-ți dau în baza contribuității pe care a avut-o un sistem militar sau un sistem civil. Da. Îți dau cât vreau. Zice Curtea Constituțională, îți recunosc dreptul la pensie, dar nu-ți mai recunosc cuantumul. Ce spui, Franț? Păi, dar mie îmi recunoști contribuția pe care am avut-o actualizată la zi. Deci asta este marea problemă. Vor să desfințeze, practic, pensiile asimilându-le ajutorilor sociale. Să-ți dau cât am chef și cât mă ține punga. Nu, pentru că aceeași Constituție pe care ați citat-o spune foarte clar. Ce trebuie să asiguri tu, guvern? Păi dacă nu ești în stare să asiguri viața, bunăstarea, sănătatea, învățământul, cultura, realizarea politicii interne și a locuitorilor, pleci, 102, da. Pleci, nu vin și spui mie că te bag la salariul minim pe economie dacă 100 de ani. Nu, da. Înseamnă că ești incompetent și te duci. Altfel nu te mai votez. Corect. Eu domnul Neagoi, vă rog. Mișcările de alo? Protest. Da, vă ascultăm. Care spus? Da, deci mișcările de protest de mișcările de protest de mâine. Două secunde, domnule Neagoi. Poate să scurtează domnul Dogaru că păi se deja încheiat, se pleacă de la Calea Victoriei, unde da. Se va sta probabil de la 10 până pe la 11 și un sfert. Se oprește la Ministerul de Interne coloana, după care se duce la Parlament. Nu l-am putut asculta prea bine pe domnul colonel Dogaru. Da? De când am auzit prin telefon. În telefon. Mă auziți, nu? Da, vă auzim foarte bine. Este, cum să spun, legea 223. M-a vorbit despre ea. Vă indic cu exactitate articolele care zic clar că beneficiem ca militar de pensie de asigurări sociale, ca să fiu scurt, și pensie de serviciu pentru activitatea desfășurată. Articolul 1... Articolul 86, aliniatul 1, unde zice alte drepturi de asigurări sociale, că zice, în afară de pensii, militarii mai beneficiază. Etică, etică. Articolul 109, domnul Titi, da. Zice foarte clar că pensiile în plată la 31.12.2015 devin pensii militare de stat. Eu am avut pensie adică revizuită în baza ordonanței 1 pe 2011. Vine conjuncția și care adaugă și se recalculează în condițiile articolului 28 cu vechime, cu nu știu ce. Asta ce înseamnă? Că pensia care am avut-o rămâne în continuare în plată și se adaugă pensia de serviciu, recalculată în eu am beneficiat și 264. Ne mai ducem la articolul 77, domnul, în care zice foarte clar că dacă la pensionar, când am ieșit la pensie, nu mi-a deschis dreptul la pensia pentru limită de vârstă în sistemul Ministerului de Asigurări Sociale, neintegrat sistemului public, poate să fie nu știu ce. Ca să mai fac o paranteză, legea 223 și legea 263 au articole la fel. 65 în legea 223, 107 în 263, în care zice ce se întâmplă când se constată diferențe între pensia stabilită și plătită și cea legal cuvenită. Am înțeles. Să fac modificări. Mai spun un lucru. Deci, da. Ministerul și guvernul și-a recunoscut greșeala că nu le-a dat. Iar acum, atunci, nu mi-a dat-o la 1 iulie 2001 când am ieșit, iar acum la 1 ianuarie 2016 a eliminat-o pensia.
Deci domnul Dogaru să ducă cu acolo și să ceară să fie plătită pensia de asigurări sociale. Sunt sigur că va face toate aceste demersuri. Mulțumim mult pentru intervenție. O să mă uit și eu peste toate acele articole din aceste legi și o să mai discutăm. Mulțumim mult pentru intervenție. Seară frumoasă în continuare. Domnul Dogaru. Deci în țara asta, dacă ne facem iluzia că obținem dreptul din partea unei clase politice binevoitoare și care are grijă de noi, murim liniștiți și nu o să vedem niciun drept. La ora actuală, singura soluție, în condițiile în care pe bandă rulantă Curtea Constituțională respinge dreptul, ca să dau un singur exemplu, cum a zis și domnul Neagoe, cu data de 1 ianuarie, din nei ca nimeni, noi deveneam rezerviști. Păi trebuia să ne aliniem, cuvântul era nu recalculare, aliniere la venitul brut impozabil al ăluia care era la 1 ianuarie 2016 pe funcția de pe care am ieșit eu în rezervă. Nu că am vrut eu, ci că a vrut NATO să reducem armata la ultima expresie. Asta este realitatea. Și mai atrag atenția că indiferent ce lege se face astăzi, că cu asta suntem prostiți în continuare. Nu se aplică în trecut, ci prevede pentru viitor, orice lege prevede pentru viitor. Știu, de asta cu ieșeția legii penale sau favorabile. De asta ne ținem scai de legea 223 pe 2015, că prevedea pentru viitor. Așa. De asta ne ținem scai de legea civilă 127, că prevedea pentru viitor și trebuia deja aplicată. De asta ne ținem scai de legea 153, a salarizării, că prevedea pentru viitor. Da. Și de aplicare integrală depindea, cel puțin așa s-a spus, așezarea sistemului de pensii. Urăștia, înainte de a se aplica integral legea, o desfințează, o abrogă, vin cu altă trăznaie și s-a terminat și cu drepturile noastre. Adică chiar atât de fraieri suntem încât să nu înțelegem că se execută cu exces de zel niște ordine care vin de la mari asasini economici mondial. Chiar nu știm sau am uitat că fondul proprietatea din România e de la început pe mâna lui Franklin Templeton, unde s-a ciuit și un fost ambasador al Statelor Unite, care e frică de FBI să întoarcă acasă și ne jumulesc ca în codru. Chiar nu vedem că tot ce mai avem ni se fură, că ne plătim propria apă unui alt stat, propriul gaz unui alt stat, curentul electric altui stat, dar noi ce suntem? Chiar nu înțelegem că suntem conduși de niște incapabili, în majoritatea cazurilor, niște lași sau niște cumpărați? Da, corect. Domnul Maxim Gabriel... Rodrigo, da. De ce ieșiți mâine în stradă? Ce revendicare aveți? Deci, în primul rând, trebuie reținut că atât Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, cât și Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, fac parte din Consiliul Național al Societății Civile. Noi, numai anul trecut, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România a organizat o meeting-uri de protest la care a participat și împreună și cu SCMD și cu SSCFR-ul, da. am inventat mănunchi de pichete și pichetarea ambasadelor. Pentru că aveam voie la cel mult de participare. Ne-a dus la toate ambasadele, atunci, ne-a săturat să fim copai. Dacă ne lăsați să fim terminați, vă vine rândul. Stați liniștiți că, uite, e scandal în Germania, în Franța, la noi nu se spune nimic. Ni se bagă accidentul nu știu care, vaccinare egal imunizare și alte trăznăi de fiecare dată cu același moace care se vede pe ei după clăbucii pe care îi fac, că primesc bani de undeva să susțină niște tâmpenii. Bine, nu putem să acuzăm acum și... să fim siguri. N-am dat nume. Nu, știu, dar nu putem fi siguri. În continuare, sunt niște supoziții. Am susținut și ne susținem în continuare pentru apărarea drepturilor pe care le avem atât cadrele militare, cât și polițiștii, cât și ceferiștii, pentru că observăm la ora actuală și cei din sănătate și învățământ care avem legi statut, cum spunea domnul încălcate colonel, încălcate toate, care se prorogă nu știm până când și până nu când se aplică decât înghețarea salariilor, ceea ce este anormal în fiecare an, și atunci este normal ca să reacționăm, mai ales că acum, dacă cumulăm cu creșterea prețurilor de până la 10 ori la curent electric, la gaze naturale, la motorină, deci vă dați seama că
puterea de suportabilitate și a ciferiștilor, și a rezerviștilor, și a polițiștilor, a scăzut enorm de mult, medicilor, și a învățământului și tot, și este foarte clar că se vor multiplica astfel de proteste. Și cine a primit misiunea să ne verifice contoarele de gaze, e poștașii. Dacă n-aș știu, vă spun eu că nici eu n-aș știu, dar mi-a spus ei. Asta e situația, adică ăștia care au luat uzufructul, care au luat banul, care s-au impus, interpus între noi și stat, nu investesc nimic, n-au nimic. Îi folosesc tot pe noștri ca să câștige 2000%, ca să spun așa. Asta este realitatea, ce să mai... Și, da, vă rog. Și ceea ce trebuie să subliniem este faptul că, deși s-a încercat să ne distanțeze unii de alții, suntem prin distanțarea socială, prin etc. Deci mâine ies polițiștii, da, și suntem toți alături de ei. Am înțeles că jandarmii vă permit să manifestați mâine dacă aveți vaccin sau test PCR. Jandarmii ne permit să manifestăm mâine dacă aveți. Pe jandarmii apărăm de 3 ani de zile. Știu. Întrucât au vrut să-i desfințeze de 3 ani de zile, că stăteau în gât unora. Sunt 28.000 de luptători specializați în gherila antiurbană. Stăteau în gât unora, mai ales gruparea mobilă de jandarmi de la Sân Giurgiu de Mureș. Și dacă nu eram noi să urlăm de 3 ani încoace să nu vă atingeți de jandarmi, că dracii v-au găsit, erau terminat, spun acum, vor să-i facă civil și pe ăștia, și pe jandari și pe pompieri. Și s-a terminat bâlciu. Când a venit Putin, nu putem decât să aplaudăm. Sau când ne trezim dimineața, e ca la alegerile cu Băsescu. Câștigă X și a doua zi dimineața apare Y. Știți, eu sunt ăla. Problema e că nu contează din ce meserie suntem, pentru toți românii este rău. Și este din ce în ce mai rău. La fel și de rău. Și la fel de rău. Și nemulțumirile cresc pe zi ce trece, fapt care ne unește din ce în ce mai mult. Și dacă anul trecut am făcut fiecare în parte și am mai mers de la unii la alții, s-ar putea cât de curând, și mai ales odată cu dispariția crizei sanitare și a pandemiei COVID-19. Și a minciunii numită certificatul verde, care la noi s-a interpretat altfel decât în alte părți. Discuții. Și apropo, îi mulțumesc domnului Rafila, care a recunoscut că nu-și vaccinează copilul. Punct. O să vedeți adevăratele proteste și câți oameni sunt nemulțumiți. Pentru că acum, într-adevăr, a fost nevoit să facem pichete de cât 100. V-am spus, anul trecut, pe 24 ianuarie, am avut 24 de pichete de cât 100. La toate ambasadele, ministerele, parlament, guvern. Și Piața Victoriei. Da, și Piața Victoriei, am spus, guvern. Dar în momentul în care se va termina și cu această pandemie și cu restricțiile care se pun, o să vedeți câți români sunt nemulțumiți. Și nu se va termina niciodată din motivul ăsta, pentru că toată legislația asta este dată ca să împiedice manifestările stradale. Da. De asta este dată, nu de altceva. Da. Domnul Cătălin Iordache, vă rog, ca o concluzie la ce s-a discutat, în special în partea a doua, vis-a-vis de ce se va întâmpla mâine. Știți că în toate emisiunile vă spun, tot ceea ce se discută nu face altceva decât să demonstreze neputința autorităților, neputința instituțiilor de a gestiona orice fel de situație în această țară. Au reușit să creeze un PNR care, așa cum spunea și domnul, este la nivelul unui copil de clasa 8-a, plin de erori, și am ascultat mari specialiști care spun lucrul acesta. Vedeți că el trebuie rediscutat și se solicită, am zis, măcar erorile îndreptate, da, greșelile flagrante. Și președintele a solicitat o rediscutare pentru a îndrepta erori flagrante. Vedeți că nu există formațiune în această țară, nu există grup social care să fie mulțumit, și cred că niciunul din cei care au fost la emisiunea noastră nu a fost vreodată mulțumit. Cred că tot ce s-a urmărit și tragem acum ponoasele a fost întotdeauna mulțumirea camarilei politice, mulțumirea celor care au susținut grupurile de interese care au permis accesul la putere a unor neaveniți, a unor oameni total nepregătiți. Vedeți că niciodată nu s-a discutat despre vreun program serios de țară pe termen lung. Nu s-a discutat niciodată despre vreo situație de protecție la nivelul acesta energetic. Întotdeauna interesul a fost cine câștigă mai mult. Indiferent dacă au fost societăți românești, dacă au fost societăți venite de afară, dar ne întrebăm cum este posibil, și vă reamintesc, dacă intrați pe A1 spre București, o să vedeți câte nume de societăți românești, o să vedeți pe depozite la intrare. Asta este starea națională. Nu, cred că nu trebuie să existe niciun antreprenor român în România. Deci asta o susținem de mult, că asta se caută distrugerea tot ce ceea este românesc. S-a împiedicat crearea unei clase de mijloc, iar acum sunt distruși cei care au mai scăpat.
Susținem acest lucru, dar nu se întâmplă nimic. Nu se modifică nimic. Sunt votați în continuare aceiași dinozauri politici. De ce îi voteze? Pentru o apăsare de clapă, de tastă, 3.200.000 de voturi se duc unde trebuie. Cine îi voteze? Da, dacă avem niște bugete, reține sistemul SIMPV. Și ați găsit altul? Da, bine, acolo au fost discuții. Și trebuie să demonstrați că ăla n-a câștigat alegerile, dar ce mai contează? Despre ce vorbim? Spune o telespectatoare că nu este adevărat, domnul Rafila a spus că își vaccinează copilul. Da. Și că invers ar fi spus. Eu așa am înțeles că nu și l-a vaccinat până acum. Vaccinează. O să și vaccineze după ce se termină. Însă mai spune altcineva, dacă militarii, polițiștii, ceferiștii nu reușesc, atunci la cine să mai așteptăm? Domnule, la analiștii politici. Eu am propus ca, dacă domne ferește, apare de trupe pe la Chilia, la Chilia în poartă, nu? Parcă și era cântecul preferat al doamnei Căveși. Nu, a dat mobilizarea generală domnul procuror general. Da, da, da. Vor merge magistrații în linia întâi împreună cu domnul Dănilesc, care știe karate. Pe partea cealaltă civilă, ca volontir, eu cred că... Domnul Dănilesc înțeleg că nu mai e magistrat. Nu, încă nu, nu e definitiv. Da. A fost exclus din magistratură, dar a contestat. Dar a contestat, bine. Și încă... Am mare încredere în partea cealaltă că vor descăci lucrurile domnul Pieleanu, domnul Chiriac și domnul Radu Tudor. Da, exact. Pentru că aici e vorba de politică externă, de internațională, sunt chestiuni pe care noi nu le știm. Dacă n-ai toate datele, concluzia pe care vreau nu e... Dă-și le-au? Se pare că da, nu? Dom'le, eu vreau să vă mai spun un lucru, că apropo aud un partid nou că propune pe cineva la președinție și așa mai departe. Și eu încerc să le spun că am mai auzit de unul care, patriot până la Dumnezeu, mănâncă unguri pe pâine, mănâncă, și a apărut ca ziarist la un post de televiziune. Da, știu de cine zici. Timp de două luni de zile s-a aruncat buzduganul în poartă și le spuneam, bă, zic, ce dracu, parcă n-ați fost, mă, militari. Asta miroase a pregătire de artilerie. Băiatul ăsta e cel puțin de un grea cu noi. Așa. A făcut față un timp de... A făcut față un timp de... Dar dacă te uiți la el astăzi, parcă a plecat de acolo și a ajuns în partea ailaltă. Adică, iar eu nu pot să critic așa ceva, pentru că e clar, în activitate execuți ordinul. Nu-l execuți, faci pârnaie la pace și e glonțul la război. Da, domnul Dache, vă rog. Apropo de politicienii noștri, așa care execută ordinul. Da, repede, eu cred că toată țara așteaptă acum acțiune. O acțiune care să vină în manifestarea dezaprobării unanime față de prezentele autorități și de toată clasa aceasta politică. Păi ne-am cam suflat de 32 de ani. Și că întrebarea domnul Dogaru, credeți că nu-i sătul să tot vorbească la portavoce, să încerce să rezolve problemele și să vadă că nu se întâmplă nimic? Au venit foarte multe crize peste întrebarea firească este care e cam zăpăcit. Ne zăpăcesc de fiecare dată, numai că... Ce ar fi dacă n-ar rezista vocea străzii, sindicatele? Ce s-ar întâmpla atunci, domnul Dogaru? Păi adopta statutul de oaie care se duce la... tăiere fericită, că asta e situația. Acum avem statutul de oaie care să încerne fericită. Vă atrag atenția și asta se poate demonstra că s-a mers pe principiul să fie stopată cariera tuturor celor care au făcut carte, fie și liceu, în special în structurile de forță, dar peste tot serioasă, înainte de 90, după care când s-a constatat că programa școlară a fost schimbată de CDR 99, s-a mers pe eliminarea, de aici pensionările forțate, tuturor celor care au făcut fie și liceu până în 2000. Asta este ideea pe care s-a mers. Să nu avem competență nicăieri. În această situație vă mai spun că în toate partidele cunosc voci, oameni inteligenți, oameni integri, care sunt dați deoparte. Nu sunt lăsați să ajungă că strică piața dacă ajung sus. Și sus ajung unii care te uiți la ei și nu știi în ce limbă să le vorbești. În gestica veche, probabil. Că oricum nu înțeleg nimic. Și dau drumul la poezie și când se încurcă, fac ca a fost madame ministru a muncii. Când uita ce trebuie să zică despre pensii, și vor primi mămicile, și vor primi bunicile, nu știu ce. Cu coană zic, e vorba de mămici, nu de bunici. Bunicile sunt la pensie, mămicile primesc ajutor de naștere. Hai să nu le mai confundăm. Dădea pensie și pentru mămicile care un an și 8 luni de zile stau acasă. Sau 2 ani de zile, sau cât era. Da, repet.
constatăm că este vorba de această neputință a autorităților, dar de această dată, și asta cred că e foarte grav, dublată de rea intenție, de rea o intenție manifestată vădit. De ură, domnule, pătria poporului român, ce să mai discutăm? Absolut. Nu poți să ai o ordonanță, indiferent cine a inițiat acea ordonanță de blocare a prețurilor de energie, și cu intenție, știind că asta înseamnă un dezastru economic și înseamnă o catastrofă pentru orice familie din România, să vii să liberalizezi prețul. Tot așa cum este inadmisibil ca un fost ministru să construiască un oraș de 1 miliard după ce a fost condamnată și paracondamnată. Și așa cum ne întrebați cine o să demonstreze și cum o să demonstreze, ce trebuie să demonstreze dacă ai fost bugetar toată viața și tu construiești un oraș de 1 miliard? Adică ce demonstrație trebuie să faci că n-ai fost corect? Din punct de vedere al antreprenorului, cum comentați atitudinea statului în sprijinirea dumneavoastră? Orbus et orbis. Statul este cel care s-a întors cu spatele numai la antreprenori, după cum vedeți, la absolut orice categorie socială. Este așa, absolut cu privirea în zare. Zăresc lebedele în zare, eu mă uit, țara dispare. Țara dispare, antreprenorii români sunt o grupă hăituită, să-i spun așa. Sunt oameni care au ajuns să-și sacrifice viața, familiile, pentru a asigura salarii de data aceasta, nici nu mai poate fi vorba de profit, iar în condițiile creșterii prețului la energie, în condițiile în care taxele vor crește, evident, toate, extraordinar de mult, în condițiile în care politicile fiscale sunt total neclare, în condițiile în care ajutorul promis de acum 3 ani, păi închipuiți-vă că am 2 restaurante, hoteluri și ce mai am eu acolo, agenții, și mi s-a promis un ajutor acum 3 ani, au trecut 3 ani. Păi după 3 ani, ce ajutor să mai primești? Eram, dacă mă bazam o secundă pe statul român, eram mort, îngropat și cu tufe mari pe cruce. Nu numai eu, ci tot ce ați reprezentat. Și jurat de un salariat, ți-ai rămas șomeri. Da, cu ajutorul promis, cu ajutorul aprobat. Avem ajutoarele aprobate. Numai că au întârziat puțin, 3 ani să ajungă. Păi 3 ani, domnilor, eu știu cum să vă spun, guvernanți, ce o să fie voi. Dar câte guvernanți s-au schimbat 3 ani? Dar nici mai contează, că staci, păi nu înțelegeți că se schimbă doar... Nu, oamenii sunt aceiași, dinozaurii politici sunt aceiași, ei se schimbă, ați văzut, Chirică de la Iași trece după la PSD, probabil depinde cum ajunge partidul la putere și atunci sare din PSD în PNL, din PNL în absolut orice. Domnul Dogaru, până când o să ne mai împrumutăm? Politici. Absolut. Până când se mai poate împrumuta statul român? Până când se va considera că trebuie trasă linie și statul român trebuie desființat. Vă dau un singur exemplu de ce. Toate statele membre ale Uniunii Europene aplică o directivă din 2002 a Parlamentului European privind înființarea de sindicate în armată, deci în structurile militare. Franța a încercat să împotrivească și a luat o amendă, dar au cocoșat-o. În România, dinozaurii, care sunt educați, cum spuneți dumneavoastră, pe vremea lui Pazvan Techioru, se împotrivesc cu îndârjire creierii unor sindicate în cadrul unităților militare în funcțiune, cât au mai rămas, adică la activi. Oare de ce? Păi simplu. Ca ăștia în activitate să nu-și poată apăra drepturile, să plece văzând cu ochii, în special aia care chiar sunt buni pe meserie, și la poliție la fel, și la servicii de informatică, între informații la fel, și la armată, ca țara să rămână fără apărare. Domnul Dorea, atâta spunând. Nu există state domnul... fără armată. Rodrigo. Până și Vaticanul are o garnizoare. Dar să știți că nici armată fără state. Ba da, există state fără armată și creează armate. Haganah a creat statul Israel, armata palestiniană a creat statul Palestina. Dar e important. Da. Și vedeți care e rezultatul. Istoria se repetă. Sunt rachete care se plimbă de atunci continuu. Nu, nu, ăsta trebuie să fie prețul. Eu vă spun altceva. Aceste pensii țin de Ministerul Muncii? Nu. Ați avut vreodată vreo legătură cu Ministerul Muncii? Da, i-am explicat doamnei ultimul ministru. Nu, domnului ministru actual. Da, știam, am discutat cu dânsul oră jumătate în biroul în biroul președintelui Senatului de atunci. Cunoaștea și spus-o, n-am nicio treabă cu pensiile militare. A spus-o. Da, numai că... N-are nicio treabă. Domnul Maxim Rodrigo, eu că avem puțin. Sunt ceferist, o să trag din nou un semnal de alarmă. Vă rog, mai avem un minut. Și facem precizarea foarte clară că această creștere a prețurilor la energie electrică, la gaze naturale, la motorină va distruge practic tot firmele românești, le vor îngropa, practic se vor închide, iar salariații care văd că lucrul ăsta se va întâmpla dacă nu se iau măsurile care trebuie rapid și nu se trece la piața reglementată, atunci vor ieși toți în stradă pentru că nu mai au nimic de pierdut și sindicate și actual salariați care știu că
că vor fi viitori șomeri și vor, mulți din ei, cum arătam, tinerii vor pleca în afară, bătrânii știu că practic vor fi condamnați la moarte sigură, că dacă nu mai au cu ce trăi, nu mai au bani, vor fi dați afară și din apartamente. Să mănânce și sunt dați afară și din case și din restul, atunci vom fi toți în stradă și atunci nu, va fi bai mare. Nu cerem mare lucru, decât ca și guvernele României să fie măcar la același nivel ca și guvernele Ungariei, Poloniei, Bulgariei. Ce e așa de greu? Mă furați, mă, oameni buni! Dar mai gândiți-vă și la poporul ăsta. Că vă-i furați până când moare vaca de pe care trageți piele. Deci oamenii au început să înțeleagă, au început să vadă. Și asta îi nemulțumește. Eu mă întâlnesc cu cât mai mulți, mai mulți care îmi spun cum se poate plasa politică la vecini. Un protest, când mai faceți și o să înceapă protestele. Mai avem 30 de secunde. Da, să și vină la protest. Ce se va întâmpla mâine? 30 de secunde. Ce se întâmplă mâine? Mâine facem ce spun organizatorii care sunt polițiștii. Noi îi sprijinim indiferent ce suntem. Da. Rezerviști sau civili. 10 secunde mai avem. Oricum, mulțumim mult pentru atenție, mulțumim pentru prezența la emisiune. Toate cele bune, seară frumoasă în continuare. Ne revedem mâine seară la aceeași oră, numai bine.